Pe ciorii și fetele ei sunt fala satelor. Ei sunt floarea satelor. Pe ciorii și fetele ei sunt floarea satelor. Am rămas singur cântând și băcițele oftând. Și băcița ia să-mi poartă și oftează câteodată. Cântă joancă doinele să ui supărările. Doamne ajută la mulți ani. E greu să rămâi de unul singur. E greu. E foarte greu. Vreau să aduc domnul ministru, să aducă celui trudit și împovărat un cuvânt de mângâiere. Să-i aducă să spună, dragii mei, atât putem face, atâta este. La mulți ani! Eu am avut dreptate. Că ce? Nimica. Doamna. Așa, hai. În momentul ăsta l-a ascultat. Nu că l-am luat. Da? Haideți. Nu, 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 nu
Crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Miruință, bine, credincioși și nu creștini. Care avea tot terenul, după aceea avea, am avut în paltă, am trecut în paltă. Da, da, da. Și că nici care am stat o perioadă de sus. Sarai una, cum nu e acum. Da. E posibil la șofană cu oricine a fost. La șofană cu ministrul. Ia, hai. Aici e o metisare între velele noastre de la Vaidin cu brânzele de la Hasc. Toate aduc, aproape aduc către breaz. Eu te ven. În schimb... Nu le mai țin, le fac tot ca noi paleta. Sunt un pic mai micuțe, nu? Nu. Nu e micuțe ca la de la Hasc. Ah, da. Deci merinos, unde e merinos? Merinos nu, ei s-au dus aici tot cu tradiția. Noi ne-am ținut tradiția de țurcană. Că au plecat în Banat. Merinosul nu era la Găurga. Cum? Merinosul nu era la Da, nu crescătorii din Vaidei erau cu merinosul. A zis bine ce ai zis cu țurcană. Ei s-au dus de aici, nu știu, unul, doi dacă și-a schimbat rasa. În rest nu, ei au ținut. Ei au ținut tot rasa țurcană, unde stăteau, unde iernau odată, pe timpul iaseului, ceapeului, iernau, pe urmă s-au retras acolo și stau și vara, că nu mai merge transoanță. Deci aici sunt niște efective de aici, din Vâlcea, de acolo, de la doamna... De la mine! Doamna cu inițiativa, nu s-a luat de la... De la Chitești, de unde sunt? De la Chitești, da. Și aici? Un tineret? Sunt berbecuți din prima oară? N-am nimic, dar vreau să-mi-l aleg. Ăștia au rămas de vântul moarte, da. De prăsit. Ei de la munte. Crescuți numai cu iarbă, nu cu pe miriște, pe nu am munță locurile acolo, dar piața grea și domnul Costi, piața chimică. Păi ne știm de vreun munță. Probleme sunt destule. Oameni nu mai găsim. Acum mai nimerit și de... Am văzut ciobani unul din Bărăganul și unul de la Brăila. Nu știu care e ursul, care e lupul, care e părăul, care e dealul, care e valea. Piața e moartă. Și dacă îi scăpați la discotecă, s-a terminat? La discotecă n-au, că s-a luat tot a 2000 acolo și n-au discotecă. Apă de la izvor. Marfa, dar problema este ca să aveți siguranța vânzării.
Să îmbătrân sau sunt tineri ceva? Faceți frăzitele astea și timpul ăsta. Ce și mă gândești? Și dacă zici că e bine, dar știu să ce mănească măcar. Da, 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 asta e 1,50. Așa nu sunt urât, nu? Aveți oile în control? Să vorbești cu origine? Nu au. Acum ne-am auzit la telefon. N-am bani să-mi dau Bună ziua, mai are șansă o erit în România? Da, da, are, are. Să plătește marfa bine și are șanse. Rântează în continuare sau faceți haz de necaz? Nu, 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 ținem tot înainte mereu. Nu ne lăsăm învinși. Chiar dacă e din ce în ce mai greu? E, ținem mereu, că ne-am obișnuit cu treaba asta. De la statul român ce ajutor v-ar trebui? A, ce să, cât de mult și cu voie bună. Bună, te îmbraci des așa în costum popular? Da. De unde l-ai? Din străbunici, bunici. La ce fel de evenimente te îmbraci așa? Depinde ce spectacole sunt sau ceva de genul. Ii? Îl porți cu mândrie sau? Da, îmi place foarte mult să mă îmbrac. Tu de unde l-ai luat costumul? Cine ți-l luat? De la bunici, de la mama. L-au purtat și ei sau? Da. Și îl porți cu mândrie? Da. La festivaluri. Depinde unde sunt. Înțeles că la Vaiden și nunțile se fac în costum popular? Ai mers la așa ceva? Nu, eu n-am mers, dar m-am auzit că se fac. Da, se fac cu miresele, fetele se îmbracă în costumul popular, le umblă prin sat și băieții se îmbracă și la fel și umblă ei cu cai. Știi că în puține locuri se mai păstrează costumul popular, cel puțin în Vâlcea. Da. Nu. Bune discuțiile de azi? Da, în primul rând mă bucur că am reușit să ajung la eveniment, amândoi că Vâlcea fiind județul meu de suflet. Da, este o ocazie bună, bineînțeles că întotdeauna cei de la APIA sunt în prim plan în ceea ce privește plata subvențiilor, dar mă bucur că anul 2016 a fost primul an în care, cu toate că regulamentele europene prevedeau ca până la data de 1 decembrie anul următor să se până la 30 să încheiem toate plățile. Uite că până la sfârșitul lunii martie am reușit să plătim peste 2 miliarde de euro. Iar așa cum am spus și în intervenția mea, că până astăzi am reușit și am plătit aferent anului 2016 peste 2 miliarde 690 de milioane de euro. Și bineînțeles fermierii așteaptă în continuare să-și primească cele cuvenite aferente campaniei 2017. Zona montană are o șansă de dezvoltare, nu? Da, categoric are o șansă de dezvoltare, la fel cum au fost și reglementările începând cu anul 2016 și scăderea numărului de efective în ceea ce privește eligibilitatea pentru cererile anului 2017 și cu siguranță și pe viitor se vor face tot felul de din punct de vedere legislativ, pentru a veni în sprijinul acestora. Nu își pot vinde produsele direct în supermarketuri, să-și deschidă anumite magazine în orașele mari, în orașele unde sunt căutați. Așa să fie sau sunt și alte soluții pentru a-și putea ei vinde? Spuneam eu asta. Era un răspuns din partea dumneavoastră. Din partea mea să-și vândă marfa în magazine? Normal, ar trebui ca asociațiile și crescătorii să organizeze în cooperativă, ele așa aș putea să-și vândă marfa mai ușor și, bineînțeles, și instituțiile statului ar putea să-i susțină să se autorizeze mai simplu. Discuția aprinsă a fost pe ideea vânzării animalelor vii în afară, pentru că, într-adevăr, sunt mulți fermieri care primesc anumite, știu eu, țepe, cum le spunem pe românește, din partea celor care achiziționează. Rugămintea noastră la ei a fost totdeauna să se organizeze, pentru că în momentul în care ai o cooperativă,
ai o organizare și închei un contract ferm cu cumpărătorul, altfel se urmărește și altfel ai siguranța că banii îți intră în cont. Îmi pare rău că fermierii respectivi nu ne spun lucrurile astea dinainte și ei sunt oarecum dispersați de către cumpărători. Ei încearcă să lucreze individual cu fiecare în parte și să le propună un preț destul de mare, dar sigur își recuperează de la ceilalți care nu știu și bineînțeles și ei doresc să-și vândă marfa atât de repede și atât de bine ca și ceilalți. Ăsta e un motiv pentru care noi am învățat, le-am recomandat să se organizeze și să evităm astfel de vânzări noaptea, sâmbătă, duminica, când se pot întâmpla tot felul de evenimente cu asociații sau cu firme fantomă care intră în insolvență poate a doua, a treia zi. Oamenii își mai doresc o campanie națională, o promovare a consumului de carne de oaie, e posibil? Campania, după cum v-ați ascultat și mai devreme, Ministerul a luat inițiativa, începe din data de 24 octombrie și va funcționa în continuare până când fermierii români reușesc să-și vândă marfa și cumpărătorii să găsească soluții și locuri în care să se aprovizioneze, pentru că, într-adevăr, carnea de oaie este foarte apreciată și ar trebui să o consumăm tot timpul anului, nu numai la Paște și la Crăciun sau în toamnă. Bună ziua! Mai rentează oieritul în România? Da. Da. Rentează dacă mai mărește prețul. Păi mai mări, dar v-a zis, nu are unul curajul așa, lina o dă cam degeaba, domnule, pe... Uite. Nu e nimica pe nimica, pe toate păraiele, pe toate... Ce, domnule, când aveam noi ui, așa de era partidul ăla, păi și codina aia cu balegă, de da, acolo cum era banii atunci, trei... Acum nimic. Da, acum, arunci lâna bună pe părul, pe râu, că n-ai ce-i faci. Ce ar trebui să facă statul român să vă ajute? Ce? Fabrici. Fabrici. Să... Locuri de muncă și faci dată. Păi da. Pentru ce? Pentru ce? Asta. Păi da. Bună ziua. Cu ce încântați pe oaspeți? Cu ce... Păi avem niște berbecuți aici la vânzare. Berbecuți care sunt din zona de munte, crescuți la munte. E colo. Sunt sănătoși, sunt... Mai rentează activitatea dumneavoastră sau e din ce în ce mai greu? Asta trăim, din asta trăim. Ce v-ați dori de la statul român? Cu ce ar putea să ajungi? Mai multe, că... Sunt foarte multe probleme pentru zona de munte. Și ciobanii o duc din ce în ce mai greu, mai ales în zona de munte. Încă mai facem puțină transumanță cu ele, că n-avem pământurile noastre. Mergem la munte, la munte stăm 3-4 luni de zile. Probleme sunt foarte multe. Problemele pășunilor, problemele prețurilor. Nu sunt prețuri adevărate, am dat ei fără bani. Sunt diferite probleme. Noastră ce v-ați dori de la statul român? Cu ce să vă ajute? Noi nu știm cu ce să ne mai dea, că în felul care trăim, n-avem cu ce. Ei ați dat mai mult în pierdere, nu? Lâna o ați bulin la râpă și altceva. Brânza nu se caută, n-ai cui să o dai. Și atunci mergeți în pierdere? Poftim? Mergeți în pierdere? Păi aproape că, dacă merge ca anul trecut, să dăm miei pe de pomană. A scăzut mult de tot numărul. 6 lei kilogram. Și așa că... Să ne acordeți nouă niște condiții. Altceva. Atât. Centru de colectare de brânză, de lână, de miei. Centru de colectare. Să munciți cu folos, nu? Păi da, noi numai în pagubă sunt. Domnule viceprimar, o nouă tradiție extraordinară la Vaide. Da, încercăm să păstrăm tradiția care s-a format. De fapt, a fost în întrerupere a tradiției a târgului de animale. Am încercat să... Deci, prin străduința domnului primar și al Consiliului, s-a încercat să se păstreze această tradiție. Le mulțumim tuturor oaspeților care au fost la această întrunire. Au fost niște exponate foarte, foarte frumoase. Da, au venit din 10 județe și le mulțumim și lor că altfel,
Fără ei nu am putea să ținem acest târg. Domn primar, o tradiție care ține de ani de zile și pe care ați renodat-o, din câte știm. Da, din fericire pentru noi suntem purtătorii unei astfel de tradiții. Prima ediție de Țurcană Albă din țară oficial a fost pe 7 mai 1972 la Vaideni. Datorită timpurilor după 90, această expoziție se întrerupsese pentru că oile ne mai putem face transumanță, le era foarte greu. De când am luat un nou mandat cu sprijinul exclusiv al ciobanilor din Vaideni, am reușit să reînviem această tradiție și, după cum vedeți, cei care ați fost și anii trecuți, este din ce în ce mai ia amploare tot mai mare. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi și pe ei să fie sănătos, să-și poată crește turmele în condițiile cele mai bune, ca de la an la an să ne dezvoltăm, pentru că creșterea animalelor este esența acestui popor român. Păcatele merge din ce în ce mai greu și numărul lor a scăzut în ultimii ani. Da, din păcate, de-a lungul timpului în sistemul legislativ s-a mai pus câte o virgulă de cei care aveau influențe. Legile n-au mers în favoarea lor, au mers în favoarea marilor fermieri, dar eu am toată convingerea că noua conducere a Ministerului Agriculturii și cu sprijinul românilor care sunt la Bruxelles și suntem membri ai Uniunii Europene și trebuie să avem în vedere și acele prevederi, eu sunt convins că în cel mai scurt timp lucrurile se vor reglementa și vor intra pe făgașul normal. Vi s-a transmis astăzi, atunci când oamenii s-au plâns că ei sunt întrebați unde să-și vândă produsele, să-și facă propriile magazine? De-a lungul timpului, crescătorii de animale au fost forțați să se asocieze sub o formă sau alta, dar după ce au făcut această formă de asociere, din păcate, ce s-a gândit inițial a picat și au rămas într-adevăr asociați. Să nu uităm că și în vremea comunismului erau singurii comercianți liberi, singurii întreprinzători care rulau în România, dar această asociere a lor este prevăzută și cu suspiciune, în primul rând datorită cadrului legislativ, care nu este constant. Din păcate, legile în ceea ce îi privește pe ei au o inconstanță fantastică. Dacă o să urmăriți, de-a lungul timpului s-au schimbat legi și de două ori într-o lună, ceea ce nu e normal. Un crescător de animale trebuie să aibă liniștea și condițiile de a-și crește în cele mai bune condiții oile, vacile sau orice s-a îndreptat el spre activitatea care o desfășoară și a realiza cele mai bune produse. El nu trebuie să stea să urmărească site-uri, televiziuni, interpelări sau alea, să vadă că azi noaptea a mai dat unul o lege și hai să mă duc repede la apia să las oile în seama lui Dumnezeu, că mai au o subvenție ca să supraviețuiesc. Cu ani în urmă discutam cu ei și îmi spuneam în felul următor: dacă ne-ar lăsa să ne vindem produsele noastre pe piață, nu ne trebuie un leu subvenție. Este de gândit lucrul acesta, mai ales că vine de la ei. Domnul președinte, o nouă tradiție la Vaiden foarte frumoasă. O nouă tradiție foarte frumoasă la care eu particip de mulți ani, spunem, după vremea când eram deputat în Parlamentul României. Și mă bucur tare mult că de la an la an lucrurile evoluează în bine, că avem mulți oaspeți, ca să zic așa, mulți participanți, crescători de animale și este un lucru foarte bun. De asemenea, mă bucur că ideea pe care am avut-o împreună cu primarul din Vaideni acum 2 sau 3 ani de a înființa o bursă a berbecilor la Vaideni începe să prindă contur și vom avea o astfel de bursă extrem de importantă pentru cei care caută material seminal de calitate pentru a avea producții mai bune atât de lapte, dar și de carne, lână și așa mai departe. Poate și telemeaua de Vaideni să fie un... Telemeaua de Vaideni, eu zic că începe să devină ușor-ușor un brand național. De altfel, vreau să vă spun că la Consiliul Județean lucrăm la un catalog de produse tradiționale pe care vrem să le și agrementăm ca produse tradiționale. Totodată, repet, mă bucur tare mult că ideile pe care le-am avut în urmă cu ani încep să prindă contur și am solicitat astăzi domnului ministru să analizeze la modul serios posibilitatea ca la Vâlcea să funcționeze agenția regională a zonelor montane, pentru că
după părerea noastră, suntem un județ cu potențial, suntem un județ cu multe probleme de rezolvat și vom găsi soluțiile cele mai bune pentru a le gestiona pentru întreaga regiune. Mulțumim frumos! Bună ziua! Mulțumim de ce ați găsit la Vaiden? Întotdeauna sunt mulțumit în momentul în care sunt în contact cu animalele, cu fermieri, sunt extrem de mulțumit, indiferent de poziție. Să plâng de prea multe acte de simplificare a legislației. Nu se plâng, eu cred că au dreptate, așa este, pentru că birocrația uneori impusă, alteori creată, alteori copiată, ca să zic așa, a dus la nemulțumire și e firesc că trebuie reduse foarte mult și în general aceste drumurile de la primărie până la municipiu și înapoi trebuie să reduse, pentru că altfel nu mai are timp să crească animale dacă se ocupă numai cu întocmirea documentelor, numai cu depunerea de proiecte și știți foarte bine. Discuțiile de astăzi vor avea o finalitate sau rămân ca în anii precedenți la stadiul de discuții? Eu cred că e o glumă. Nu ne mai permite să rămână ca la anii precedenți la nivel de glumă, pentru că, v-am spus, ele deja sunt demarate, sunt proiecte în Parlament exact care să răspundă solicitărilor producătorilor și o să le vedeți în perioada următoare, că știți, 1000 de cuvinte nu fac o faptă, așa că... Le-a spus astăzi crescătorilor, dacă vor ca oamenii să le găsească produsele, să-și deschidă propriile magazine? Nu, am spus altceva, că există astăzi măsuri care le permit să-și cumpere magazine, fie pe asociație, fie pot face o investiție în magazine de desfacere. Există posibilitatea asta. În schimb, am constatat că este mai greu aici, sau nu există această, hai să-i spunem, capacitate de a înțelege. Motiv pentru care trebuie să găsim, să reformulăm, să spunem, găsite alte programe care să răspundă mai bine solicitărilor lor, cu efortul mai puțin. Obligatoriu. Pentru asta suntem aici, pentru că noi vrem, nu vrem, suntem reprezentanții lor. Mulțumim frumos!